Acum 10 ani, vivo erau nimeni. Dar compania fondată în 2009 în Dongguan, Guangdong, Jesus, mi se limbă plimba în gură, avea să crească într-un an cât alții în șase, așa că în 2015 intrau în top 10 cei mai mari producători de telefoane din lume și este astăzi o dita mai companie independentă cu peste 10.000 de angajați care își dezvoltă propriile produse. Și în vreme ce această, din urmă afirmație este formal perfect adevărată, există și niște dedesubturi. Uite cum facem. Hai să povestim în prima parte a acestui video despre elefantul din încăpere, ăsta, nou nouțul X80 Pro, care tocmai s-a lansat și care își propune nici mai mult, nici mai puțin decât să se ia la trântă cu cele mai bune telefoane ale granzilor Apple și Samsung. Și după aia, la final, hai să facem un pic de istorie și să vedem cum a ajuns un anume grup de companii din China să fie posibil cel mai mare producător de telefoane din lume. Aveți puțin tică răbdare și veți vedea că ea va fi răsplătită. Deci ăsta este Vivo X80 Pro, care iată, cel puțin pe din afară, arată absolut interesant. Adică deși arată bine și impunător așa, ca să fiu un pic răutăcios, zici că este copilul nelegitim al lui Huawei Mate 40 Pro, știți, cel cu modulul circular de camere pe spate, și a lui Mi 11 Ultra, tentativa aia de Hyperphone a celor de la Xiaomi, care în afară de faptul că venea cu un price tag de peste 7000 de lei, mai avea și aragazul ăla pe spate, că nici plită nu se putea numi. Nu mă credeți? Păi uite dovada! Vivo X80 are un modul circular de camere, amplasat pe o prispă pătrată așezată în partea superioară a spatelui. Deci și rotund și pătrat, 2 în 1 Mate 40 Pro împerecheat cu Mi 11 Ultra. Și din acest motiv, X80 Pro este, cred eu, și primul telefon care arată mai bine cu husa din pachet pe el decât fără. Husă care nu este un cover din ăla transparent din silicon, ci un hard cover negru din plastic foarte rigid, care se prinde practic pe spatele telefonului și care aplatizează protuberanța asta enormă a modulului de camere și îl face în felul ăsta să pară mai compact și mai puțin atipic. Înțeleg că Vivo au îndesat aici un mic observator astronomic, dar soluția este prea balșoaie și face spatele telefonului să pară un mic Frankenstein, așa, ca și cum modulul ăsta ar fi lipit acolo, nefăcând parte organică din telefon. Ok, am spus că hardcover-ul mai atenuează impresia și mai ascunde din grosimea modulului, și fluidizează un pic liniile telefonului. Restul spatelui este construit dintr-o sticlă finuță și extrem de plăcută la atingere, pe care am mai văzut-o de-a lungul timpului și care nici nu adună urmă de amprentă, fiind perfect mată. Iată aici, dar există și versiuni mai fițoase ale acestui telefon, cu spate ceramic sau chiar din piele ecologică, care probabil arată și ele foarte mișto. Rama este din aluminiu dur, telefonul se simte foarte solid și bine închegat și este, așa cum de bine unui flagship cu pretenții, IP68, adică rezistent la praf, iar în apă poate fi scufundat până la 1,5 metri timp de 30 de minute. Ok, partea asta cred eu că am lămurit-o. Hai acum să-l întoarcem pe burtă unde dăm peste un ecran absolut superb. 6,7 AMOLED LTPO3 10 bit, adică un miliard de culori. A treia generație a acestei tehnologii care s-ar traduce ca Low Temperature Polycrystalline Oxide păstrează practic toate caracteristicile acestei soluții, doar că acum vine cu un consum mai mic de baterie. Poanta e așa, Tehnologia bateriilor de telefon a cam bătut pasul pe loc în ultimii ani, așa că producătorii caută să facă economie de energie și să sporească autonomia prin optimizarea extremă a altor componente, cum este cazul acestor noi ecrane LTPO. 3 în implementarea de față. Celelalte două caracteristici extrem de importante ale acestui display sunt frecvența, 120 Hz cu posibilitate de ajustare dinamică în funcție de conținut de la 1 la 120 și rezoluția, un 2K 3200-1440 de pixeli la un raport ecran corp aproape bezel-less de peste 92%. A da. și luminozitatea, care urcă în pic până la 1500 de niți, ceea ce îi permite ecranului HDR10 în cele mai bune condiții. Deci un ecran care se bate lejer cu orice competitor din zona cea mai de sus a spectrului. Fluiditatea sobra ramei este întreruptă doar de butoanele de power și volum, ambele aflate pe partea dreaptă, de mufa de încărcare și de grila difuzorului din zona inferioară. Sunetul este bineînțeles stereo și se aude bine pentru un telefon și față de iPhone-ul meu 12 Pro Max cu care le compar pe toate, are parcă mai mult ecou, mai multă amplificare artificială ca să pară că sună mai mare. Pe iPhone sunetul e mai scurt și mai dens, pe X80 este mai reverberant și mai confuz dar de auzit oricum se aude bine, iar pe filme această amplitudine umflată un pic artificial îl face să se audă chiar mai bine decât iPhone-ul, deși pe muzică sună mai bine acesta din urmă. Senzorul de amprentă este conținut firește în ecran și aici au adus o îmbunătățire semnificativă. Nu doar că este mult mai rapid decât pe precedentele versiuni, dar și mult mai mare. De fapt, de 11 ori mai mare. Iar mie chestia asta îmi place. Aproape oriunde în zona inferioară a ecranului ai pune degetul, X80 se deblochează instantaneu, 0,2 secunde zic ei, așadar una dintre cele mai mari și mai rapide soluții de pe piață. O chestie pe care n-am prea mai văzut-o este că îți permite să înregistreze amprenta la o singură apăsare, fără să mai freci degetul de ecran în felurite poziții până se înregistrează. Dar mă rog, astea sunt mărunțișuri, dar am ales să le menționez tocmai pentru că mi-au atras atenția. Un alt gimmick interesant este că zona asta extinsă a senzorului de amprentă, care apropo are vreo 3 cm lungime și vreo 2 lățime, permite accesarea unei aplicații sau alteia direct din lock screen de pe senzor. Cu alte cuvinte, de pe suprafața de deblocare poți intra direct în aplicația dorită. Și da, hallelujah, am reușit să-l deblochez foarte ușor și cu mâna udă. Chestie utilă atunci când asculti în duș muzică de pe telefon. Bun, și acum că ne-am cam lămurit cum stă treaba cu gardul, haide să vedem și leopardul. Sau mai exact procesorul Snapdragon 8 Gen 1 care bate în pieptul acestui adevărat flagship. Punctajul pe care l-am obținut în Geekbench 5 este 2. Am lăsat telefonul oleacă fix sub aerul condiționat setat pe 18 grade și rezultatul a fost de 3680 de puncte, deci foarte bun. O oră mai târziu, în biroul meu unde este foarte cald, că nu merge AC-ul, în jur de 25 de grade sau chiar peste, scorul a scăzut la 3500 de puncte. Știm deja întreaga poveste a acestui procesor cu accese zdravene de fierbințeală și de aceea adesea el nu scoate punctaje mult mai bune decât precedentul Snapdragon 888 de anul trecut. Dar Vivo au încercat să se asigure că noi a razna și că nu intră în throttle, așa cum am văzut că se întâmplă de exemplu pe Xperia 1 Mark IV de la Sony, unde și înjumătățește performanța când se încinge. Așa că i-au trântit aici și un Liquid Cooling Vapor Chamber, dar cu tot cu ăsta am văzut că nu sare de 3700 de puncte. În schimb, în jocuri și aplicații mai intensive se mișcă extrem de bine și parcă nici nu se încălzește la fel de tare ca multe alte telefoane de vârf înzestrate cu acest procesor. Adică implementarea acelui Vapor Chamber este nimerită și ajută la menținerea unei temperaturi rezonabile a chipului la utilizare îndelungată. N-am simțit prin jocuri vreo scădere de performanță, se încălzește într-adevăr, dar nici pe departe atât de tare cât am simțit în alte implementări. Interfața lui X80 Pro este cea pe care o știm dintotdeauna, Phantac OS a ajuns la varianta 12-a și instalat peste un Android 12. Interfața este destul de aerisită și fluidă, se mișcă bine, cu tot cu tranziții și animații, ar fi fost și culmea să fie altfel la ce are X80 sub capotă și mi se pare că seamănă destul de mult cu celelalte UI-uri, Gen ColorOS, Realme UI sau OxygenOS. Procesorul este secundat de o impresionantă cantitate de 12GB RAM LPDDR5. Wow! și 256 stocare rapidă UFS 3.1. Și apropo de RAM, dacă prin absurd ăia 12GB nu ți se par în destulători, și Fantage, la fel ca toate celelalte UI-uri enumerate mai devreme, are acea funcție care îți permite să mai aloci încă 4GB din stocare memoriei RAM, pentru un total de Sweet 16. Un alt selling point este bateria de 4700 de mAh cu încărcare rapidă la 80 de W pe fir, care se numește Flash Charge și care se întâmplă cu ajutorul unui brick balșoi de am crezut prima dată că e de laptop sau ceva. Dar bricul, am remarcat cu toții în birou, măcar nu este la fel de greu pe cât este de mare. Dar în vreme ce am mai văzut astfel de numere la încărcare și pe la alții, partea spectaculoasă vine la încărcarea wireless pe 50 de W. Am primit la test și standul lor wireless, care mai arată și foarte mișto și într-adevăr am rămas cu gura căscată. Se încarcă fulgerător fără fir, de la 0 la 50%, în sub jumătate de oră am cronometra noi. Bănuiesc că pentru rezultate optime îți trebuie însă wireless chargerul lor, care cred că mai costă și asta ceva. Bun, și acum hai să ne ocupăm de camere, că de fapt ăsta este și punctul forte al acestui telefon. Vivo au fost extrem de zgomotoși cu privire la colaborarea lor strânsă cu gigantul Zeiss, un nume cu mare pedigree în domeniu. Anul trecut am fost la headquarterul ul Zeiss din Oberkohen să văd cu ochii mei cum se întâmplă treaba și recunosc că am rămas impresionat. Clar nu este o colaborare de formă și de marketing și am văzut că cei de la Zeiss chiar se întrebuințau serios să testeze și să certifice telefoanele incluse în acest parteneriat. Dar dacă anul trecut parteneriatul părea că se rezumă la testare și certificare, în cazul lui X80 Pro s-a extins substanțial și telefonul folosește acum mai multe tehnologii și soluții constructive Zeiss. Dar până acolo, haideți să vedem ce camere include modulul ăsta baban, combinație de cerc cu pătrat, de breșou cu plită. Iar la interior am avut parte de niște surprize de proporții și s-ar putea ca ăsta să fie unul dintre cele mai avansate module de camere pe care eu unul l-am testat vreodată. Așa mare și urât cum este el. În primul rând, avem o combinație foarte exotică de senzori. Principala are un senzor Samsung ISOCELL GNV Custom Made, adică făcut pentru ei, care are inclusiv sensor shift, adică acel mecanism de deplasare fizică a senzorului pentru a compensa mișcarea mâinii, care se combină mai departe cu stabilizarea optică de pe lentile. Și nu doar asta este mare, unul dintre cei mai mari senzori fizici de pe vreun telefon, 1 pe 131 inch, deci semnificativ mai mare față de senzorul de pe iPhone 13 și destul de apropiat de cel pe care eu îl consider și cel mai bun, senzorul de 1 pe 128 inch de pe Huawei P40 Pro. Are F1.6, deci lentila este foarte luminoasă și are autofocus pe laser, frate, deci este top-notch. Apoi avem o cameră ultra-wide de 48 de megapixel cu senzor Sony IMX598 de 1 pe 2 nimic special aici, au mai folosit camera asta și în trecut pe alte modele ale lor. Foarte interesantă însă este focala de portret de 50 de mm cu f1.8 și senzor Sony IMX663, care ghișce și ăsta are sensor shift, iar treaba asta este din nou WOW. Deci Vivo nu s-au mulțumit să folosească tehnologia asta scumpă și avansată, pe care de obicei o găsești pe camerele mirrorless dedicate high-end și pe care până anul trecut doar Apple o mai folosea pe telefoane, doar pe camera principală, ci și pe camera de portret, ceea ce este fantastic. Stabilizarea oarecum mecanică pe care o implică genul ăsta de soluție prezervă mult mai bine calitatea imaginii decât o face orice stabilizare electronică. Iar Vivo au ales să implementeze asta nu pe una, și pe două focale. În ambele cazuri, și pe principală și pe portret, sensor shift-ul se poate dovedi extrem de eficient și de binevenit pentru rezultatul final. Și de parcă nu era destul, au mai adăugat încă o cameră periscopică, de asta dată cu senzor de 8 megapixeli, care aduce telefoto 5x optic. Motherfucker. Am terminat? Nu. Vă mai plictisez nițel că m-a luat valul de entuziasm. Toate lentilele de pe spatele telefonului au coating size T. Apropo de ce ziceam mai devreme de extinderea colaborării, Coating, despre care Vivo spun că mărește rata de transmitere a luminii vizibile, îmbunătățește pe ansamblu calitatea imaginii și reproduce cu o mai mare acuratețe culorile. Iar coatingul lucrează cot la cot cu diverse elemente antireflective și alte tehnologii optice. Deci pare că Vivo încearcă să stoarcă tot ce se poate din colaborarea asta cu Zeiss. Și în vreme ce senzorii și optica au un rol important, unul la fel de important îi revine procesării imaginii. Iar aici Vivo au introdus cea de-a doua generație a chipului lor V1+, acel ISP, Image Signal Processor, însărcinat cu treaba asta. Ăsta este creat in-house de Vivo și practic degrevează procesorul telefonului de aceste sarcini de prelucrare. Este un modul hardware dedicat exclusiv capabilităților foto și video. Și uite așa încep să iasă la suprafață și motivele pentru care modulul ăsta de camere de pe spate este atât de mare. Revenind la colaborarea cu Zeiss începută hăt în decembrie 2020, Vivo au extins-o puțin câte puțin, an după an. Pe lângă coating Zeiss au mai adăugat și funcții. Bocheul digital pentru portret este tot de sorginte Zeiss, iar renderingul imaginii se inspiră din obiective faimoase, gen Biotar, Sonar, Planar sau Distagon, adică alea de le știu eu foarte bine și le ador. Dar funcțiile astea existau și înainte. Anul ăsta au adăugat ceva ce se numește Zeiss Cinematic Video Bokeh, care în ciuda numelui său nu merge doar pe video, ci și pe foto și care simulează destul de interesant un aspect anamorfic de 2,39 pe 1 și care, well, are un bokeh destul de oval și arată destul de anamorfic. Tot Zeiss s-a ocupat de implementarea a ceea ce se numește Natural Color Rendering. Nu cred că mai are rost să traduc, care merge pe toate camerele și care imprimă imaginii un aspect natural, dar vibrant și destul de saturat. Și pe partea de video s-au adus niște îmbunătățiri la filmarea în lumină slabă, dar și la stabilizare, care acum combină via AI stabilizarea optică cu cea electronică pentru a micșora tremurul imaginii. Ok, și ultima, dar nu cea din urmă, despre care n-am pomenit nimic până acum, este camera de selfie de 32 de megapixeli, 26 de mm f2.5, dar atenție, și ea este stabilizată optic, este limpede că acest telefon este cât se poate de camera centric și că intenția sa este să apuce corona de cel mai bun camera phone al momentului. Și n-aș zice că e departe. Pozele și filmările sunt excelente, cât despre cele de noapte, well, ne-au lăsat cu gura căscată. Deci n-am mai văzut poze de noapte pe vreun telefon care să aibă nu atât detaliu și claritate, cât naturalețe. Deci da, dacă ești în căutarea unui telefon care să rupă pe partea asta de foto-video, Vivo X80 Pro Vivo X80 Pro ăsta este o variantă clară de luat în calcul. Colaborarea cu Zeiss începe într-adevăr să dea roade, deși recunosc că eu unul la început am fost sceptic. Eh, încă un aptibil de marketing. Bă, nu! Se pare că nemții au luat foarte în serios parteneriatul și iată că la nici 2 ani distanță Vivo scoate un telefon cu mari pretenții pe zona asta extrem de disputată de foto și video. Dar halatul! Cât e domne halatul? Păi telefonul va fi disponibil la raft la finalul acestei luni în România și va costa 5500 de lei. Ok, am dat o căutare rapidă pe net și am luat drept reper prețurile de pe EMAG ale altor modele din aceeași categorie de produs. Oppo Find X5 Pro este tot atât. Dar categoric, când vine vorba de partea asta de foto-video, X80 Pro este peste. Xiaomi 12 la aceleași specificații, adică 12 RAM cu 256 stocare, este 4800 de lei. Dar nici ăsta n-aș zice că se apropie. Iar OnePlus 10 Pro 12 cu 256 era 5000. Galaxy S22 Ultra 12 cu 256 era 5700 de lei și zic eu că pe partea de foto, cel de față este comparabil. Iar iPhone 13 Pro Max de 256 era 6500. Dar să nu uităm că pentru X80 Pro 5500 este prețul de lansare, deci nu m-ar mira ca în câteva luni să mai scadă, așa cum s-a întâmplat și cu S22 Ultra, Find X5 Pro, și 12 sau OnePlus 10 Pro. Overall, X80 Pro este impresionant și nu doar din punct de vedere al construcției ecranului, puterii de procesare sau încărcării rapide, care deși toate sunt la superlativ, pălesc prin comparație cu sistemul ăsta uimitor de camere. Singurul downside este după mine la capitolul estetic. Modulul este enorm și nu tocmai elegant. Eu zic că își face banii totuși și că de 1100 de euro primești o grămadă de telefon. Iar dacă mai ai și veleități de astea de artist fotovideo, s-ar putea să fie una dintre cele mai bune opțiuni din piață. Și așa cum v-am promis la început, înainte să încheiem, haide să facem și un pic de istorie. Poate și pentru a contextualiza puțin această nouă apariție. Sunt câțiva jucători importanți în piața astăzi pe lângă Samsung și Apple cu telefoane bune, precum acesta și ambiții mari. După ieșirea Huawei din top 3 în urma fricțiunilor cu americanii, cine se mai bate acum acolo sus pentru podium? Păi vă zic acum, BBK. BBK, despre care am mai vorbit întreagăt de-a lungul timpului, sunt o multinațională chineză care produce o mulțime de electronice, căști, playere, Blu-ray și telefoane. Deși companiile din orbita grupului sunt independente și își dezvoltă propriile produse și strategii, ele rămân cumva în relație cu grupul, iar câteva dintre brandurile majore care împărtășesc același ADN sunt Oppo, Vivo, Realme și OnePlus. BBK activează în zona electronicelor încă de prin anii 90 și este creația unui miliardar misterios și extrem de discret pe nume Duan Yongping. Au început cu o consolă de jocuri, o variație, ca să fiu elegant, de Nintendo, mai exact de NES, după care Doan ăsta a plecat de la compania care producea jucăria pentru a-și fonda în 95 propria jucărie ce avea să devină mai apoi BBK. Fabricile lor se întind acum pe numai puțin de 10 hectare și au peste 17.000 de angajați. Au început cu playere CD, MP3 și DVD, precum și cu electrocasnice pe care le fabricau pentru alte mărci. Iar în 2004, Duan împreună cu Tony Chen fondau Oppo, iar în 2009 apărea, așa cum spuneam la început, și Vivo prima subsidiară majoră a BBK. Vivo a fost fondată de același Duan și de CEO-ul Shen Wei. În 2011 scoteau primele telefoane sub acest brand și erau și printre primii care se foloseau de celebrități pentru a-și promova produsele. Și dacă la vremea aia businessul Vivo era axat pe telefoane ieftine sau cel mult de mijloc, astăzi accentul cade pe serii precum X, din care face parte și X80 Pro-ul prezentat acum. Realme are o poveste oarecum asemănătoare, doar că Realme era un spin-off de Oppo, înființat în mai 2018 și este unul dintre brandurile de telefoane cu cea mai rapidă creștere din lume. OnePlus, deși n-a fost fondat de Duan, are relații cu grupul, el fiind înființat de un fost vicepreședinte Oppo, Pete Lau, alături de Carl Pei în 2013. Și în vreme ce OnePlus a ajuns mai repede decât celelalte cunoscut piețe internaționale, este o subsidiară a Oppo, care la rândul său este o subsidiară a BBK. Deși toate aceste companii, așa cum spuneam, sunt scriptic independente și au propriile lor produse, strategii și direcții, luate atât individual, dar mai ales împreună, sunt o forță. Oppo și Vivo sunt de multă vreme jucători importanți nu doar în piața locală din China, ci și pe plan global. Iar OnePlus și Realme au avantajul că primul este bine cunoscut în piețele vestice de multă vreme, iar cel de-al doilea crește extrem de repede. Iar când te uiți de sus, realizezi cu stupoare că luate împreună aceste patru mărci, mai strâns sau mai slab conectate între ele, s-ar putea să fie de fapt cel mai mare producător de telefoane din lume. Nu știu datele la zi, dar de exemplu în cel de-al doilea trimestru al anului trecut, doar Oppo și Vivo luate împreună s-au poziționat în fața Samsung, cu 20% versus 18% și asta fără să mai punem la socoteală OnePlus și Realme. Deși fiecare dintre acești producători ocupă o poziție solidă pe piața din China, fac valuri din ce în ce mai mari și în afara Asiei. Aș fi ipocrit dacă aș spune că nu mi-a plăcut X80, dar that's just me. Așa că hai cu algoritmul în comentarii și spuneți-mi cum vi s-a părut vouă ce v-a plăcut la el și ce nu. Cum vi se pare telefonul dacă e să-l raportăm la numele cu pedigree din piață, gen Samsung S22 Ultra? Cât de importantă vi se pare vouă insistența asta a lui Vivo X80 Pro pe parte fotovideo? Credeți că va face sau nu diferența? Dar prețul, cum vi se pare raportat la ceea ce oferă telefonul? Asta a fost povestea lui Vivo X80 Pro și aici se încheie și acest video. Vă mulțumesc tuturor celor care ne urmăriți, mă înclin și tuturor celor care au ales să ne sprijine apăsând butonul de join. Abonați-vă în zonă, apreciem asta și evident, baftă vouă.